Salutare! Noi suntem Atelierul de Pânză, unitate protejată, autorizată, iar din anul 2009 ne-am asumat două misiuni, o misiune socială și o misiune de mediu, despre care o să vă povestesc în cele ce urmează. Numele meu este Andreea Dobre, sunt managerul Atelierului de Pânză, program social al Asociației Viitor Plus. Încă de la înființare din 2009, realizăm sacoșe sau săculeți din țesătură 100% bumbac natur, bumbac netratat, nevopsit, neînnăldit. Mai mult decât atât, pentru un impact de mediu cât mai ridicat, am dezvoltat o a doua gamă de produse, și anume gama Puzzletex. Ea este alcătuită din accesorii reutilizabile, realizate din resturi textile, bucăți mai mari sau mai mici, pe care le combinăm în acest puzzle textil. Cu ajutorul acestei game de produse, promovăm economia circulară și consumul responsabil de resurse. De-a lungul anilor de activitate, ne-am dat seama că oricât de eficient am încercat să refolosim aceste resturi textile, tot avem aproximativ 5% pierdere de material din totalul capacității noastre de producție. Așadar, în peste 14 ani de activitate, Atelierul de Pânză, la rândul său, a generat aproximativ 2 tone de resturi de material. Nu le-am aruncat, nu le-am incinerat, nu le-am dus la groapa de gunoi. Noi vrem să le valorificăm. Vrem să ajungem către zero waste. Întrucât în România, resturile textile, din păcate, nu se reciclează, cu eforturi am obținut o finanțare de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Economiei. Finanțare cu ajutorul căreia am achiziționat acest utilaj. Utilajul ne va permite să tocăm și aceste resturi textile despre care vă povestesc, iar acea tocătură o vom integra într-o nouă gamă de produse. În felul acesta le vom prelungi viața, le vom oferi o nouă șansă și vom valorifica aceste resturi textile. Este un aparat industrial. Totuși, este un utilaj extrem de ușor de folosit. Ne-am dorit să nu reprezinte un pericol pentru colegii noștri. Așa cum vă povesteam, suntem unitate protejată, autorizată, lucrăm cu persoane cu dizabilități și în același timp dorim să depunem eforturile necesare pentru a proteja mediul înconjurător, pentru a promova consumul responsabil. Eforturile noastre au un rezultat foarte clar, de care suntem foarte mândri. O echipă frumoasă, unită, care lucrează bine împreună și cu ajutorul căreia am toată convingerea că vom dezvolta o gamă de produse care să integreze această tocătură. O tocătură care promovează consumul responsabil, consumul responsabil de resurse și, evident, refolosirea resturilor textile, care, poate, înainte nu puteau fi valorificate, cel puțin nu prin metoda pe care noi o foloseam, prin gama Puzzletex, dar cu siguranță acest utilaj reprezintă o soluție. Suntem încă în fază de cercetare. Încă testăm ce vrem să facem cu această tocătură. Obiectivul la momentul actual este să realizăm fie perne de șezut, fie fotolii tip puf. De altfel, fiecare produs pe care îl vom realiza va include cel puțin 5 kg de tocătură, cel puțin 5 kg de resturi textile pe care le vom valorifica cu ajutorul acestui utilaj. Obiectivul pe termen mediu-lung al nostru, evident, este să colectăm resturi textile de la alte companii care își doresc să recicleze deșeurile textile. În felul acesta, impactul de mediu este unul mult mai mare. De altfel, așa cum bine știm, industria textilă este extrem de poluatoare, în ciuda faptului că 95% din deșeurile textile ar putea fi refolosite sau reciclate. La nivelul țării noastre, Atelierul de Pânză face asta încă din anul 2009. Valorifică și refolosește resturi de material. Iar cu ajutorul acestui utilaj, avem încredere că vom reuși să valorificăm absolut toate resturile textile din atelierul nostru. Dacă vreți să fiți parte din povestea noastră extrem de ambițioasă, vă așteptăm pe site-ul nostru www.atelierul-de-panza.ro. Acolo veți găsi toate frumusețile pe care le realizăm în atelierul nostru social. De la sacoșe și săculeți din pânză bumbac natur, la genți sau porfarduri din resturi textile, gama Puzzletex și mai nou, până la perne de șezut sau fotolii tip puf. Mai mult decât atât, pentru noutăți, vă invităm să ne urmăriți pe paginile de social media.